Eu am dat o foaie aici la băieți și la bărbați. Da, voi răspunde la cele care sunt. Cineva m-a rugat să amintesc întreagă și ceva din lecțiile cele două rămase. Hai să fac și asta în fugă. Îngăduim 10 minute cu lecțiile astea două într-un scurt rezumat. Poate lecția nouă este interesantă sub aspectul diferențelor. Natura bărbatului. Asta vreau să le spun la fete cum e natura bărbatului. Bărbații au cu 50% mai multă forță brută, Dumnezeu la bărbat o dă munca. Sunt mult mai rezistenți la efort, asta trebuie să știți dumneavoastră. Dar să știe femeile că bărbații sunt mult mai perceptivi vizual. Nu sunt femei care spun la bărbați să nu se uite și bărbații spune și lor să tacă. Dar spune unui bărbat să nu se uite și e egal că o spune unei femei să vorbească mai puțin. Pentru că așa e structura combinației cromozomeale. Bărbatul, în schimb, are capacitate de viziune, de instinctul de a conduce, de a ocroti, de a îngriji. Pentru asta e făcut. De-aia e pus să conducă, pentru că bărbatul nu se stresează. Un bărbat, oricâte proiecte ar avea în cap, nu intră într-o stare de stres a minții. Oricât efort fizic ar depune, nu are probleme. În cel mai bun caz adorme și atât tot. Și dimineața e fresh. Femeia, schimb, este diferită. Natura femeii, aspecte specifice ale combinației cromozomeale, femeile sunt mai romantice, au o vitalitate și o durată mai mare de viață cu 4-5 ani. Asta în toată lumea. De-aia e bine să nu vă luați neveste cu mult mai tinere, că le lungiți văduvia. Dacă tu ești de 30, ții nevastă 20, tu când tu ai 70, mori, are numai 60, ea trece 80, 20 de ani de văduvie și îmi spui că o iubești, poveste. Dar chiar vine de la Domnul asta? Da, dar astea sunt excepții. Femeile au structura hormonală și glanda tiroidă mai activă, de aceea emoțiile sunt mai oscilante, pielea femeii este mai fină, au mai puțin păr pe corp, cu un metabolism mai lent și stări de oboseală mult mai frecvente. Femeia se îmbolnăvește cu nervii de la efort și de la stres intelectual. Deci când femeia preia atribuțiile bărbatului, se termină. Nu e lăsată de Dumnezeu pentru asta. În schimb, femeia e foarte rezistentă la suferință. Femeia suportă o naștere și uită. Că așa e structura hormonală. Bărbatul ar ține minte cât l-a durut. Până la bătrâneți. Suntem diferiți. Bărbații au cele mai mari ispite pe linia poftilor trupului. Femeile au cele mai mari ispite pe linia mândriei. Suntem diferiți. Și fiecare trebuie să știe ce se întâmplă în structura lui de bărbat, dar în același timp ce este în aspectul ei de femeie. Bărbații nu sunt rar întâlnim bărbați care se cosmetizează și care investesc atât în haine. Femeia este altfel, zici că e născută lângă oglindă. Schimb, bărbatul are alte slăbiciuni și trebuie să le știi. Femeia, în schimb, are capacitatea detaliilor. Femeia se poate ocupa de copil, ceea ce bărbatul nu este în stare să o facă. Femeia are, datorită structurii hormonale, capacitatea de atașament față de soț. Nu degeaba se spune că fata e ca salcea, unde pui acolo să prinde? Ca să-și poată urma soțul. Deci noi, bărbații, avem nevoie de specificul feminin, că nouă ne lipsește. Orice ar face un bărbat, nu poate să completeze. De-aia sunt de compătimit familiile homosexuale, știi? Unde sunt doi bărbați, îi lipsește o viață întreagă ceea ce l-a pus Dumnezeu numai în femeie. Păi când o familie heterosexuală, bărbați și femeie, au tot ceea ce le trebuie. E și basul și sopranul acolo, nu? Sunt toate legate împreună. Am mai notat aici ceva de natura individului. Vedeți, fiecare aici, indiferent bărbați sau femei, avem un anumit temperament. De exemplu, sunt bărbați colerici, stil autoritar, hotărât, prompt. Poate soția e sanguinică.
imediat se aprinde, foarte deschisă, prietenoasă. Dacă bărbatul e gelos, vai de el, crede că ea zâmbește și la alții. Când colo așa, ea foarte sociabilă, foarte deschis. Trebuie să îți cunoști temperamentul partenerului de viață și să-l accepți. De exemplu, te vei căsători cu o melancolică. Melancolicul are momente în care, dacă nu e înconjurat de cineva cu dragoste, se pierde. Dar în același timp, melancolicul are nevoie de pauze când se scrie versuri, așa, solo. Și să știi, asta e nevasta mea, asta e specificul ei și trebuie să o înțeleg, nu? Dacă ai un bărbat din ăsta coleric care zici că e plămădicul explozibil, trebuie să știi când să vorbești cu el, nu? Sau dacă, cum are soția mea mare pe mine, eu sunt flegmatic în proporție de peste 70%, flegmaticul este un stil foarte constant, un tip contabilicesc. Și soția știe, ăsta este el. Dar dincolo de aceste temperamente care nu pot fi înlăturate niciodată, nu vei face dintr-o soție melancolică una sanguinică niciodată. Poți să o pui și în foc și în apă. Așa a lăsat-o pe ea Dumnezeu. Și trebuie să o accepți. Dar dincolo de acestea, oamenii sunt doar de două feluri, duhovnicești și firești. Un coleric duhovnicesc va fi un om hotărât, plin de inițiativă în biserică. Stai bun, de ales în comitet. Și un melancolic duhovnicesc este bun. Va prinde unda tainelor divine. Și chiar dacă are nevoie în melancolia lui să se retragă, să se roage singur, asta îi face bine. Deci nimeni să nu se scuze spunând, așa sunt eu, mai energic, mai coleric. Unde trebuie să fiu un coleric duhovnicesc. Eu, temperamentul meu flegmatic, e tipul ăsta care face pe alții să zâmbească, dar el nu schițează niciun zâmbet. Dar eu n-am voie să fac glume proaste. Și toată viața trebuie să mă abțin de la asta. Nu de la glume proaste, de la... Nu face pe oameni să glumească. Altul trebuie să trudească, să-i facă pe alții să râdă. Eu tot ziua mă abțin. Pentru că ăsta este felul fiecăruia. Dar dacă suntem duhovnicești, vom avea o manifestare care va face bine partenerului de viață. Și ultima lecție, ultimele mențiuni, dacă sunteți de unii deja căsătoriți, deja povestea s-a încheiat și sunteți cu picioarele pe pământ și visele au devenit realitate. Starea spirituală, programul spiritual de acasă ține o familie în condiții bune. Dacă vă veți baza numai pe ce se face la adunare, nici de la adunare nu trebuie lipsit, e insuficient. Părtășia sfântă de acasă asigură baza de fericire într-o familie. Cititul Bibliei acasă împreună, rugăciune acasă, cântare acasă. Dar dacă după ce vă căsătoriți, hai să vedem și noi filme, că e liber, prietenii, fel și fel, într-o parte, într-alta, toate visele sfârșesc prin eșec. Că diavolul așa lovituri dă în familie, că nici nu te gândești. Cum de la o prietenie prea apropiată cu o familie se naște ori o ceartă de o viață, ori o relație amoroasă ilicită, ori se naște un conflict de la nu știu ce, ori o pagă, ori vine o altă problemă. Pentru că numai starea spirituală vă poate ține într-o condiție bună. M-a sunat o femeie nici în zi de azi, nu știu cine-i, ci frate, sunt căsătorit aproape de un an. Și noi... A fost obișnuit dinainte soțul mai mult să aibă relații online. Și acum și-a permis, știu eu, pe Facebook, pe ce, discută cu o fată, am intrat și am văzut și pe alt, nu știu ce cont avea el, și-au trimis poze, vorbe vaporoase. Eu sunt însărcinat, vă dați seama în ce situație sunt, adică eu m-am dăruit lui, mă aștept un copil și el, într-o relație, are o amantă. Cum să reacționezi, frate? Zic, vezi? Dacă v-ați permis, zic, acum ascultă-mă, roagă-te și spune soțului tău, dragă, eu m-am dăruit Domnului și m-am dăruit ție. Dar zic, tu mai ai astfel de relații online? Nu, frate, eu am încheiat, dar el... Și vreau să mă păstrez curată. Și în același timp urmărește-l pe el în lumea internauților, vezi ce se întâmplă. Ea i-a spus lui atașamentul ei,
pasiunea ei pentru cele sfinte. În următoarele zile el și-a închis conturile și i-a scris la fata aia: te rog să mă scuzi, eu sunt căsătorit și am nevasta mea. Mai trecut 2 săptămâni și mă sună sora asta din nou și spune: frate, mi s-a mărturisit soțul și a zis, așa îmi pare de rău. N-am ajuns la mai mult decât la atât când v-am spus și vouă, dar mă poți ierta. Și am apreciat pe femeia asta care a spus: frate, îl iert, că și eu dacă aș fi greșit aș fi vrut să mă ierte. Dar îmi pare rău că n-am înțeles că viața de familie cere mai multă spiritualitate. Pentru că altfel, ori într-o parte, ori într-alta, se strecoară eroarea. Sfătuiesc pe cei ce sunt căsătoriți, în plan sufletesc, să aibă o transparență totală. Adică atunci când vin familie, să poți să povestești cu celălalt, să-l lasă să te caute în ultimul buzunar și să-și citească ultimul gând. Să ai o deschidere totală, să știi că la tine acasă este acea căldură unde poți să dai jos și ultima haină și nu să nu-ți fie frig. Dar asta presupune și tu să fii sincer. Pe tren am întâlnit 2 tineri care vreau să căsătorească, i-am consiliat puțin și el am văzut că vrea să spună ceva fără ea. Și frate, dar n-aș putea să țin niște bani ascuns pentru surprize? Mă, vezi că vă face satana surprize. Tu distrugi încrederea la nivel de familie. Ea trebuie să știe din ultimul bănuț, primul gând care îți vine, trebuie să-l împărtășești cu ea. Și dacă este o bază spirituală, transparență și căldură în relațiile sufletești, apoi în relațiile intime, acea deschidere în favoarea celuilalt și fiecare să se poată deschide, să spună ce simte, ce dorește, într-o limită naturală a lucrurilor. Păi asta e familie, măi. Dacă seara puteți să vă rugați împreună, puteți să povestiți și apoi să aveți o relație intimă, să vezi ce bine o să dormiți, măi. Dacă vine Domnul la noapte, vă ia. Asta e o viață de familie normală. Bun, asta nu înseamnă că în toată seara, să nu mă înțelegeți greșit. Trebuie să ai o relație intimă. Dar vreau să spun că asta înseamnă să fie o familie cu adevărat unită. Dar se vor strecura greșeli. În viața de familie trebuie să înveți iertarea. N-ai voie să-i spui la nimeni ce greșește partenerul. Unul mă sună, zice, nevastă mea zice așa, așa, și o spun. Să nu spui la nimeni. Dacă tu nu poți să uiți, crezi că alții vor uita înaintea ta? Dar chiar nu puteți voi să treceți peste niște greșeli și să nu le mai pomeniți? Cereți pe cineva ca să vă consilieze, să vă ajute, dar sub nicio formă să nu iasă în afară. Iertare, uitare, readucerea obiectivului în față, ce scop are familia? Desăvârșirea. Unii cred că în viața de familie înseamnă să te distrezi. Cum m-a întrebat, eu am fost de față pe o mire, de ce te căsătorești? Păi, să-mi fie bine. Zici, ce înțelegi tu prin a-ți fi bine? Ne căsătorim, dacă m-am căsătorit, mi-am pus ca prim obiectiv, eu să-mi duc soția în cer. Vreau să-i ofer ca și cadou buletin, permis de rai. Și soția de asemenea se sacrifice pe acest nobil ideal și dacă ne-a dat Dumnezeu și copii, împreună cu copiii să ne putem prezenta la porțile cetății eterne. Și când așa visezi, vei avea familie. Dacă visezi doar așa că te vei duce pe nu știu ce insulă și te vei distra și el îți va face, vei fi fericită și vei cumpăra tu haine așa și așa și vă veți distra, băi, slabe șanse să guși cu adevărat Biblia, îți dă voie și Dumnezeu să guși și fericire, poți să-ți duci și soția. Odată un soț zice, că merge la un frate slujitor și spune, soția vrea neapărat să mergem la mare, dar dacă eu mă duc la mare și acolo sunt tot femei în jur, apoi eu vin cu clișee în cap înapoi, că bărbatul imediat face poze. Și mi-a spus, dragă, dar n-aș merge acolo, dar eu vreau să mă recrez. Foarte bine, ziceți fratele slujitor, vă duceți undeva într-o altă stațiune, undeva în câmp, la munte, nu neapărat acolo în băltoacă. Că ea are nevoie, într-adevăr, mai cu seamă o femeie care avea o firmă, era o patron, e stresant pentru o femeie, ai nevoie să te recrezi. Dar asta se poate realiza fără un cadru păcătos, undeva într-un mod care să fie o destindere, să te bucuri. Dumnezeu vrea asta. Dumnezeu te lasă să mănânci, să bei. Când l-a creat Dumnezeu pe om în grădină, ce spune? Să mănânci după plăcere, tot ce este. Da, da, sunt și interdicții. Că și când a trecut peste limită,
fă bun gustul. A început amărăciunea. Dumnezeu să o binecuvinteze. Haideți întrebările. Așa. Cum să înțeleg că sunteți de acord cu o căsătorie fără prietenie? Imaginez cu ce gând a fost scris rândul ăsta. Sau cât credeți că ar trebui să dureze prietenia sau cum se pot mă pot căsători cu o persoană pe care nu o cunosc, consider că este un risc? Eu consider că e un risc să-l cercetezi numai tu singură. Eu asta te-am învățat azi. În primul rând să-l întrebi pe Domnul care l-a cercetat de aproape și-l cunoaște: Doamne, ce părere ai despre dumnealui? Apoi să-ți angajezi și părinții și frații slujitori. Măi, voi ce părere aveți despre omul ăsta? Fac casă bună cu el. Dar să crezi tu ca fată că îl vei cunoaște numai din întâlniri și de regulă în întâlnirile astea au loc atingeri. Apoi asta înseamnă să crezi că o piesă de teatru e adevărat. Mai ușor să crezi o poveste de-a locreangă decât asta. Asta nu înseamnă că n-ai voie să discuți numai tu cu el. Numai că în acele întâlniri, m-a întrebat odată un tânăr, zis, cât de mult pot să mă apropiu de o fată când vorbesc cu ea? Zic, să poți da pacea Domnului. Sau le spun altfel la unii, dar dacă stăm la noi doi într-o cameră, nicio problemă, numai să fie între voi o masă. Pe masă Biblia și să nu treceți peste ce-i scris. Nici la propriu, nici la figurat. Și atunci puteți povesti. Dar unii cred că pot povesti și să cunoască numai dacă stau unul lângă altul. Deci, în primul rând, cunoașterea înseamnă să angajezi și pe alții să te ajute să-l cunoști. Nu doar tu singur, că tu n-ai experiență. Crezi că poți să-l cunoști numai tu sau tu ca băiat în discuții cu ea, numai ieșind. Alea înseamnă cunoaștere? Nu. Ba din potrivă, după ce te apropii prea mult de o persoană, nu-i mai observi defectele. Le vei vedea numai după aceea, după ce hormonii se trezesc în dimineața de după nuntă. Atunci te uiți la ea, măi, asta-i, ce-am făcut? Păi, ai făcut. O fată, dar eu știu mai multe fete în asemenea situații, se întreabă dacă a avut un vis cu un băiat. Sau poate cineva s-a dus și a întrebat pe Domnul cu privire la un băiat și a avut un răspuns, o prorocie mai generală, cauza care ai pus-o, mi-ai primit aprobare, du-te înainte. Dar băiatul ăla nu vine să o ceară în căsătorie, cum i-am învățat în seara asta, să spună, dragă, uite ce am în plan. Și fata asta poate să spere și să viseze și să clădească și să dureze toată povestea ani de zile. Se poate întâmpla băiatul să se căsătorească și să apară tragedia. Am întâlnit situații în care el era mire și ea spunea, asta o să moară și tot a meu-i, nu a murit încă. Fetelor, în Ieremia scrie, cine a avut un vis, să știe că e doar un vis și să nu confunde grâul cu paile. S-ar putea acel vis să fi fost, să se născut din mulțimea gândurilor, s-ar putea să fie și o îngăduință de la Domnul pentru a fi testat. S-ar putea chiar să fi fost un plan al Domnului, dar s-ar putea băiatul să nu fie de acord cu acest plan. În asemenea situație o recomand, asta și la băieți care spun că are în plan o fată, dar fata asta spune nu, voi nu poți sta lângă ea 10 ani. Te rogi câteva luni, mergi și o mai întrebi o dată, eventual mai te rogi câteva luni sau săptămâni și o mai întrebi o dată și gata, o murit, îi facem un părăstat, s-a terminat. Nu stăm lângă mort o viață întreagă. Adică recomand fetelor în asemenea situații să fiți deschise și pentru o altă relație. Dar dacă băiatul, repet, nu vrea să se încadreze în acest plan al Domnului, mă rânduie Domnul altul pentru tine.
Dar este bine să nu păstrezi iluzia asta ca o taină a ta, să mergi să o împărtășești și cu alții. Să se roage, să mai ceară un sfat. Dar în principiu, nu este bine să se aștepte ani de zile fără ca să fie elucidat un asemenea plan. Pentru că anii trec, vârsta nu stă în loc. Nu este greșit la nevoie să-ți discute cu băiatul, să fie întrebat cineva, cum spuneam, discuți cu un frate slujitor sau cu părinții, uite, și băiatul acela să fie întrebat cu înțelepciune, dacă are vreun plan, vreun gând, dar trebuie să fim sinceri. Asta ne ajută. Și în rest, să se meargă mai departe. Acum vă spun eu, fetelor, până nu v-ați căsătorit și nu v-ați dăruit, chiar dacă ți se pare că te-ai legat sentimental de un anume băiat, fii liniștit că atunci când vine altul, te poți lega și de altul. Și așa o să-l uiți pe ăsta de să zici că nu-ți mai amintești. Și nici nu-i bine să-ți mai amintești. O altă soră a întrebat la ce se referă Apostolul Pavel când scrie în 1 Corinteni 7 că cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii. Că sub acest aspect s-ar putea să fie femei tinere care să spună că așa îi place bărbatului să se poarte. Sau bărbatul să spună că așa are ea pretenția. Lucrurile lumii de aici nu înseamnă lucruri firești. Nu se referă la ce zice 1 Ioan capitolul 2, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Lucrurile lumii de aici se referă concret la, pentru bărbați, Efeseni 5, versetul 28. Bărbații trebuie să-și iubească nevestele ca pe trupurile lor. Și asta înseamnă să le îngrijească. Adică nevoile materiale a vieții de familie. Și pentru femeie, 1 Timotei capitolul 5, să se căsătorească, versetul 14, să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, asta înseamnă lucrurile lumii. Felul 1, 2, 3, de mâncare la amiază, dimineața, seara. Și pentru bărbat înseamnă bani adus, gospodărie, casă, zugrăvit și tot ce trebuie. Astea sunt lucrurile lumii și slujești cu piedici, că dacă ai copii nu mai poți merge la repetiții, trebuie să te lași de cor sau alte activități aferente vieții de familie. Mă aduc un alt argument, în 1 Petru 3 scrie că femeile care au bărbați nepocăiți nu trebuie să se câștige prin cosmetizare, ci prin omul lăuntric. Și cu siguranță că ea firește le-a cere să umble, știu eu cum, nu așa îl câștigi, că nu poți să intri tu în topul celor de afară a modei. Îl vei câștiga tocmai cu cele n-au, cu ceea ce n-au cele de afară, cu dimensiunea spirituală, sufletească. Spunea o soră, dar bărbatul e nepocăit și îmi cere să umblu așa ca una de afară. Auzi, spune, nu pot așa. Dar în schimb, cucerește-l prin vorba ta, dovedește-i că tu ești așa mai călugărițe, cum zice el, dar în sensul de îmbrăcăminte, nu de viață de familie călugărițe. Așa. Dar în schimb, dovedește-i că toate alea de afară se îmbracă de-i atrag privire, dar și când deschid gura îți vine să-ți închizi urechile. Câștigă-l prin dimensiunea ta sufletească și el va spune, băi, nevastă mea așa, ea mai călugăriță, dar e bună, măi, e bună la suflet și va ști să te compare ca atare. Legat de diferența de ani, vă spuneam ceva și mă adaug, i-am zis cuiva care vroia să ia o fată cu 20 de ani mai tânără, i-am zis fetei, zic, să știi că el nu te iubește, cum? Nu. Dacă te-ar iubi, s-ar gândi la faptul că dacă acum tu ai 20 și el are 40, când o să aibă el 60, tu ai 20, că se diferențe nu se modifică, n-ai ce socotil face. Când vei fi și tu femeie și vei avea nevoie de bărbat, el vrea să joace cu nepoții. Și să nu spui că te iubește. El se gândește la el, nu la tine. Plus că diferența asta, aș spune eu, ce trece 10-15 ani, mai mult. Deja e vorba de două generații, e vorba de, zici că e tata cu fata. Nu e bărbatul cu nevasta, sau zici că e mama cu băiatul. Numai lumea asta nu mai are normele astea, că la el, în lume totul e doar așa, o experiență de scurtă durată și apoi altă nebunie.
nu acceptați să fiți înșelați pe rețelele de socializare. Eu vă recomand să n-aveți niciunul contul pe Facebook. Astea, dați-mi voie să vă spun, i-a spus recent la un băiat, zic, băi, am auzit că ai acolo, știu, pozi pe Facebook, bă, acum te strâmbi așa și ești cu o fată, că e verișoara, mi-a zis, și scrie jos că e verișoară. Zic, astea sunt găinării, mă. Asta nu sunt pentru oameni serioși. Fetelor, marfa bună se vinde de acasă, nu trebuie să te iei în piață. Asta care stă în piață se vinde după aia la jumătate e preț, știți, nu? Deci, cineva spunea, nu, că doar așa vreau să, pentru rudenii. Măi, cu rudenii trebuie să ai legătură reală, măi. Dar chiar cineva trebuie să aibă Facebook că îi cere de la firmă? Bun, vei avea, dar fără poze, fără... Simplu, ai un Facebook că trebuie de la firmă, sunt situații, așa, dar nu trebuie să... Cum ți-ai făcut tu o poză, o familie tânără avea un bebeluș acolo 20 de poze. O să vezi fătuța asta că o să fie mare, că o să aibă 200 de poze. O să o pierzi. Și acum tu ai crezut așa, că ea nu pricepe. Deci are avea fetița asta să-i arestui ei pozele. Nici nu-i bine pentru un copilaș să-i fie alimentată mintea cu imagini video, că nu-i se formează bine creierul, dar care nu știe ce să-i face. Deci nu este indicat așa ceva. O altă întrebare, se acceptă căsătoria între două denominații religioase diferite și între două naționalități diferite? Ce am învățat noi astăzi? În primul rând ne întrebăm dacă vine de la Domnul. Hai să spun că o fi vreo situație în care vrea Domnul să căsătorească o româncă cu un austriac. Dar eu aș zice să întrebe românca pe Domnul de 7 ori. Și austriacul să fie neamț și vorba aceea să măsoare și el de 7 ori să tai odată. Diferențele fac unirea mai greu de realizat. E vorba de culturi diferite, nu doar că acum veți spune că locuiți aici, e vorba de culturi cu origini diferite. Știu români care s-au căsătorit cu unii din Africa și toți au spus, chiar dacă e bine în sensul că sunt pocăiți și familia își duce existența, dar spus când mă duc în Africa la socri, la rudene, ei au un comportament pe care eu nu le înțeleg, chiar dacă vorbim oarecum engleză sau ce vorbeau ei. Sunt chestiuni foarte diferite. Plus că atunci când vei avea copii, se transmite genetic de la bunici. Deci ai de-a face, plătești un tribut destul de mare. Deci diferențele în general fac unirea mai greu de realizat. Dacă ne referim la o diferență denominațională, unul este penticostal, celălalt este baptist, v-am spus că trebuie întâi să dezbateți în discuție o problemă spirituală. Și nu se pune problema să căsătorească un penticostal cu un baptist. Dezbat problema până să facă amândoi penticostale. Și după aceea mergem mai departe. Dar dacă îmi spui că baptistul e băiat gentil și că știe să vorbească, înseamnă că tu ai vorbit nu lucruri spirituale întâi. Și când veți avea copii, tu vrei să-i aduci la stăruință și el o să spună că deja au Duhul Sfânt, nu? Cred că n-ați avut niciunul. Deci sunt situații, dar întâi trebuie să se ajungă la o unitate de vederi. Vorba profetului Amos, merg doi oameni pe un drum fără să se învoiască. A mie îmi place să amintesc și comparația biblică când a întrebat robul lui Avram, dacă nu vrea fata să vină aici, să duc pe băiat acolo, zice, nu, să vină fata aici. Adică să-mi imaginez că Isaac era ajuns într-o biserică bună, dar fata era venită numai până la reformat, să spun. Nu era în lume, nu rămăsese în Mesopotamia, venise până în Haran, parcursese jumătate drum spre Canaan. E bun, dacă veni până acolo, dacă vrea să vină până aici, atunci să vină. Dar să vină ea aici, nu băiatul să meargă acolo. Deci, fiți atenți și gândiți-vă bine că diferențele, fie de vârstă, fie de pregătire, dar sunt și excepții, nu vreau să neg totul. De exemplu, dacă sunteți careva din zona Câmpia Turzii, fratele Nelu Tiuț, un slujitor de acolo, de la Luncani, era un băiat tânăr cu o chemare specială, să spunem, și s-a rugat pentru căsătorie. Și Domnul l-a trimis la sora, soția care e căsătorită, era vădăvă cu 3 copii, mai mare cu vreo 10 ani ca el. S-a dus și i-a spus, soră, uite, Domnul m-a trimis aici.
Și mi-am făcut planul, mă accept. Ea a zis, femeie cu minte, auzi, tu ești tânăr, poți fi o fată. Nu că nu-mi doresc să am și eu un tată la copii, dar Domnul a trimis a doua oară, ea la fel s-a manifestat. Și l-a trimis a treia oară, dar între timp Domnul ei a vorbit, o să-mi ascultat rugăciunea și eu, Domnul care cunosc viitorul, am socotit că e bine. S-au căsătorit. Acum au 65, el sub 70, ea peste 70, ea e mai sănătoasă ca el. Am avut un copil împreună și toți copiii ceilalți ai ei au ținut foarte mult, îi cunosc. Deci dacă vine de la Domnul, acceptăm și anumite diferențe, că înseamnă Dumnezeu le-a gândit. De-aia e foarte important. Am fost întrebat, vă spuneam de acel program de consiliere online, dacă e de accepta să se căsătorească băiat și o fată veri al treilea. În primul rând se pune problema dacă vine de la Domnul lucrarea asta. Cum scrie în Genesa 24:50? După ce au văzut cum s-au împlinit semnele, au zis la Ban și Betuel, de la Domnul vine lucrul acesta. Au zis, cum? Îmi place traducerea din Septuaginta, spune așa. La noi zice, în Cornilescu, noi nu-ți mai putem spune nici bine, nici rău. În Septuaginta zice, cum să mai zicem noi rău la un lucru bun? Deci dacă vine la Domnul, e bun. S-ar putea să vină de la Domnul. Și dacă sunt veri al treilea, ca și relație, e îngăduit. Dar se pune problema dacă nu cumva fi rudenii și ori permis anumite intimități, stând împreună și s-a născut relația nu natural, nu călăuzită de la Domnul. Și că dacă tu stai împreună, vorba aceea, că unul vrut să se căsătorească cu o fată, i-a zis că nu vrea și eu trimis 700 scrisori și până la urmă s-a măritat cu poștașul. Dacă toți stau împreună, e normal că până la urmă se asociază. Dar înainte de a clădi noi, e bine să lăsăm pe Dumnezeu să pună piatra de temelie și apoi noi clădim cu siguranță. Soția mea a fost o fată bună, a fost curtată de mulți băieți, dar a avut un semn înaintea Domnului. Așa a socotit ea. S-a rugat de la 14 ani să-i dea Dumnezeu un soț care să fie predicator și a zis, vreau predicator din la care folosește mult Biblia când predică, zicea ea. Și a mai cerut ea ceva și s-a rugat 7 ani pentru asta. Și a venit un băiat, altul, că era foarte implicat în misiune, avea darul prorociei la 14 ani, era foarte deschisă. Și la toți le-a spus, ia-mi un semn, nu se împlinește semnul ăsta, nu l-a rostit nici cu gura. Când am intrat noi într-o relație spirituală, pot spune că a fost absolut de natură spirituală, ea a văzut că eu am început să predic, cum era foarte îndrăzneață, zice, auzi, tu ai nevoie de ungeri la predic, eu am să mă rog, Domnule, să văd dacă îmi dă voie să mă rog pentru tine. Mă rog, te-i bun. Și Dumnezeu a văzut că asta e bună să roage pentru mine și mi-a asociat-o. Dar când am socotit că totuși e ceva de sus între noi, m-am rugat Domnului, ce să-i spun? Eu nu știam care-i semnul ei. Și eu, mai ermetic și cu mai puține vorbe, așa cum mi-era felul, i-am spus o frază lungă. Și asta era semnul, să-i spun toată fraza aia fără să-ți mintesc un cuvânt. Nimeni până la mine nu i-a spus-o. Ca să aflu apoi că ea în ziua aceea a spus că dacă nu-i se spunea fraza, ar fi vrut să răcească ajutorul spiritual care mi-l dădea ca să nu fie interpretată greșit. Și când i-am spus-o, ne-am înțeles, în ziua aia ea locuia în curtea adunării, au trecut pe acolo niște frați, au intrat pe acolo, și hai să facem o rugăciune, ne-am dus acolo cu alți tineri care eram, și uite, frate la mine spune, ești căsătorit, frate, eram proaspăt, terminasem armata, 21 de ani, și auzi, am văzut că o coboră din cer un coș mare, și tu nu-l poți duce singur. Dumnezeu are lucrare cu tine, tu ai nevoie de ajutor. Și în partea cealaltă am văzut o mâner și o mână de femeie. Și de sus a coborât o panglică albă, s-o lăsa peste coș, tu te vei căsători. Eu numai că spuseasem semnul. La 12 și la 1 a trimis Domnul prorocul. Că la unii Dumnezeu le simplifică. Eu de altfel, așa a lucrat Domnul. Dumnezeu are pentru fiecare un plan mai simplu, mai complex, dar dacă vine de la Domnul, lucrarea se face. Acolo mai sunt întrebări.
credeți în predestinare, în privința căsătoriei sau ce ziceți despre versetul, fiecare să se căsătorească în Domnul cu cine vrea. E tocmai în continuare la ceea ce noi vorbeam. Nu e vorba despre o predestinare care să facă abstracție de dorințele, de voințele și de natura ta. Dacă e vorba să te ajute Domnul în căutarea unui partener de viață, înseamnă să-ți dea ceea ce ți s-ar potrivi. Dar cum aminteam înainte, dacă, de exemplu, o fată sau un băiat nu vrea, Dumnezeu poate să-ți rânduiască pe altcineva. Și Dumnezeu vă poate ajuta să vă potrivi. Sau dacă, de exemplu, se întâmplă, cum am dat cazul fratelui de la Luncan, moare un partener de viață, Dumnezeu poate să-ți rânduie pe altcineva într-o căsătorie fiind văduv. Deci nu se pune problema sub formă de predestinare, că trebuie neapărat să te duci la soartă. Nu, se pune problema că Dumnezeu vrea să te ajute. Prin starea de spiritualitate care o ai, prin asistența, călăuzirea care ți-o dă, dar Dumnezeu îți oferă libertate deplină. Că însăși versetul acela în 1 Corinteni 7 spune să căsătorească cu cine? Vrea numai în Domnul. Deci ai libertate, dar Dumnezeu îți acordă asistență. Și nu-i deloc indicat să faci lucrul ăsta fără Domnul. Zice în Iacob 4, ascultați voi care ziceți de la versetul 13, azi sau mâine ne vom duce într-o cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie. Voi ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul. Adică pentru un an de negustorie nu-i bine să faci dacă nu vrea Domnul, dar pentru o viață de căsătorie, să faci fără Domnul. Poți să faci, că ai libertate, numai apoi trebuie să înveți lecții de la stele. Ați vorbit despre cununia care trebuie să aibă loc în biserică. Ce părere aveți despre o nuntă în aer liber? Nici o problemă. Mutăm adunarea și facem adunare în aer liber. Povesteau frații din Ucraina că problema comunistă, toți slujitorii i-au dus în Siberia. Era un singur slujitor în zonă, în zona Cernăuți, cum zic ei, Cernăuți, un bătrân de 80 de ani. Și cununia avea loc noaptea, între orele 2 și 4. Mirii și doi domnișori de onoare, nu? Și doi martori. Greu îi găsai pe martori? Atunci să fie angajat domnișor de onoare. Riscau Siberia. În condițiile alea s-a putut face. Se putea organiza frumos, duminică dimineață sau sâmbătă după masă. Eu admit că mireasa și mirile amândoi sunt așa de melancolici și de romantici, de ar vrea neapărat o căsătorie în aer liber. Dar pentru asta trebuie să fie și un acord al bisericii, să nu creeze un precedent. Dar dumneavoastră aici n-aveți unde aranja ceva în aer liber mai frumos decât aici. Vă da Dumnezeu un spațiu suficient de bun. S-ar putea, de exemplu, cum se știe, că dacă cineva și-a pierdut fecioria, nu mai poate face nuntă în biserică, să vrea în aer liber și să spună că, de fapt, el are nevoie de aer, dacă încolo ar avea nevoie de pocăință. Deci, ar trebui cazul examinat foarte bine, dar nu respingem din start o asemenea cerere. Trebuie să vedem dacă este întemeiată în funcție de condiții, de mai multe lucruri care se iau în calcul. Pentru că, la urma urmei, biserică nu înseamnă doar pereți. Biserică înseamnă frățietate, asta înseamnă biserică. Este foarte important să te supui autorității ca să poată frații să se roage cu bucurie pentru tine, fără nicio reținere, Dumnezeu cu adevărat să dea binecuvântare. Ce credeți, poate exista o prietenie, amiciție între un băiat și o fată? Am auzit unii care nu zic prietenie, zice, suntem numai amici. Și eu spun, inamici. Nu se poate o prietenie decât doar cu scop declarat că ne căsătorim, aici e vorba de o posibilă numărătoare inversă, de luni, de zile, pentru că altfel sentimentele scapă de sub control. Nu poți să te întâlnești cu o fată, să discuți, să trimiți poze și să rămâi rece. Spunea un frate slujitor că vine o fată la el și îi zice, vă rog să veniți sâmbătă la noi că ne logodim. Cu cine? A, băiatul nu e de aici, e din altă țară. Nu vine o sâmbătă la voi la logodă, veniți voi luni la comitet, vedem despre ce e vorba. Nu, acum ne-am programat, e treaba voastră dacă v-ați programat, dar nu v-ați programat cu mine. Fratele a vrut să aibă ceva răgat să se intereseze de băiat.
Și când a aflat toate datele, vine ea cu mama ei la comitet și spune, uite, frate, de ce nu? De fapt, nu, n-a venit cu mama ei, a venit cu tata, tata era nebocăit. Cum, nu vreți să ne ajutați copiii? Și spune fratele păstor, auzi, mi-a dat, ce să lămuresc, că mi-a dat, nu știi normele noastre la adunare, de ce nu vine soția? Și când vine și soția, fratelui, mama, fetei, și ăștia scurați, trebuie pe el, dar tu nu ai fost membru, nu ai fost plecat din țară. Băi, la noi nu a fost adunare în zonă, dar de un an e adunare la voi în zonă. Băi, n-am apucat să mă trec membru într-un an, dar fata ta unde a fost plecată ultimele două veri? Păi a fost acolo și unde a locuit? Până la urmă trebuie să recunosc că a locuit în aceeași casă, pe perioada vacanților ei, pare-mi să era studentă. Și sare mama fetei, spune, eu au locuit și bara asta și cealaltă în aceeași casă, dar ăștia nu s-au atins. Și păstorul zice, înseamnă că ăștia nu sănătoși. Nu-i bine să căsătorească, dacă 6 luni au stat în aceeași casă, nu au pus mânuța unul pe altul, să nu-i semn de sănătate. Cum vorbește așa, frate? Că așa vorbiți voi. Vă răspund și eu după nebunia voastră. Pentru că nu se poate. Vedeți? De ce majoritatea băieților le place să aibă multe prietene și apoi când vor să căsătorească caută doar fete cu minți care nu au avut prieteni? Le vine minte la cap. Numai că mă tem că nu o să primească decât în condiții de mare, mare smerenie ce și-ar dori ei. Altfel, o să le dea Domnul o fată despre care nu află câți prieteni au avut numai după aia. Pe când o să-i spună și el, pe că tot cu atâtea fete am vorbit și eu. Trebuie să admitem că poate fi vorba de un băiat care s-a pocăit. Ideal ar fi, dacă tu ți-ai păstrat fecioria, să ai de-a face tot cu unul care este curat. Dar admitem și situații în care trebuie să ierți pe cineva. Dar asta nu fără pocăință, nu fără recunoaștere. Dar fetelor, sub aspectul acestei sesizări, nu fiți voi cele care vă vindeți ușor. Da, tu ai cont pe Facebook și te întreabă, vrei să mă accepți în lista ta de prieteni? Și tu? Da, cât te costă, nu? Click. Da, încă o dată scârțit ușa la dormitor. Și apoi nu mi-ai poți da afară. Este puritatea voastră, este averea unei fete. Zestrea o care merge în fața băiatului. Căsătoria este un legământ care se semnează cu sânge. Himenul feminin e ultima semnătură de sânge pe legământul vieții de familie. Dacă tu ai semnat la altul și acum vii și dai acte, ăsta nu mai ai cu ce semna. E normal? Nu, dacă chiar a păcătuit, am spus, Dumnezeu iartă, dar pornind din condițiile date, trebuie să fii realist. Am vorbit cu un băiat o perioadă, din anumite probleme ne-am despărțit, el a avut o altă fată între timp și acum ar dori iar să vorbim, credeți că am putea să avem din nou o relație binecuvântată? Vedeți de ce v-am spus că e bine să faceți nu doar voi investigațiile, să vă ajute și alții? E bine ca cineva să-l mărturisească pe băiatul ăsta, să discute cu el? S-ar putea să fie ceva împreună, dar nu pot să fac din asta regulă. Nici regulă în da, nici în nu. Gândit, rugat. Deci de aceea e bine ca astfel de relații de căsătorie să se realizeze la lumină. Nu credeți că faceți surprize din astea. O să le spun la tata și la mama pe când suntem gata îndrăgostiți, am și fixat ziua anunții, că noi am știut ca pe când vin în concediu cu tare și cu tare. Și apoi, la marea bucurie, vorba proverbului din popor, bucurie o zi și o noapte și înăcaz până la moarte. Deci trebuie gândit, analizat, la unii v-am spus, lucrarea este foarte simplă. Am fost sâmbătă la o logodnă și îmi spune tata băiatului, cu 2 săptămâni înainte de a ne anunța băiatul că are un plan pentru fata asta, am visat că va lua o fată din familia asta, deși era vorba de alt județ. Nu știa că familia aceea are fete, cunoștea numai pe un băiat din familia aceea. Spune băiatul tău, i-a spus în vis, va lua o fată de acolo.
pe băiatul acela, cunoscându-l, Mirle, au mers la fratele fetei și când o trecut pe acolo doar scurt, îi zice mama fetei: auzi, eu am un gând că următoarea dată băiatul ăsta când va veni la noi va spune că are un gând serios pentru tine. Tu n-ai vorbit și cu un băiat până acum, gândește ce vei răspunde. La care fata zice: m-am și gândit la el, la altul nu m-am gândit, să știi că-l accept. Și când mi-au mai pus încă ceva, mă zic, simplu v-ați împerecheat. La alții, complicată problemă. La unul din băieții noștri vorbește Domnul printr-o descoperire, zice, 3 ani te va urmări o vulpe. Prin frate Todoraș de la Izvin. Și îl întreabă pe bătrân: și frate, ce ar trebui să fac? Bine ar fi 3 ani să nu te căsătorești. Și-au trecut 3 ani, mă, unde e vulpea, unde e descoperirea? Și în ultima lună s-a descoperit o poveste ca în filme, care dura de 3 ani. Un altul s-a dat drept băiatul nostru. Și beata fata a clădit, i-au trecut prin casa noastră cu părinții ei, noi habar n-aveam. Și totul s-a spart când soția o sună pe ea și spune: dragă, mi-am auzit că tu ai niște gânduri, dar băiatul nostru, noi îl cunoaștem, nu are niciun gând. Cum? Și astăzi mi-a trimis mesaje. Și când ne-am întâlnit și cu fata și cu băiatul, și s-a descoperit de fapt, o fată jucase teatru și cu un alt băiat care s-a dat drept băiatul nostru. Am consiliat câteva săptămâni pe fata aia până să-și revină. E drept că și ea s-a lăsat ușor influențată. Și atunci s-au descoperit lucrurile. Apoi eu vorbit Domnul și a zis, tot prin fratele Tudoraș a avut un cuvânt. Și am văzut în jurul tău mulți ochi de fete, că a fost un băiat deosebit. Așa, pe care am văzut de la noi biserică, o știți, pe Nati. Așa. Și Domnul îi zice, am văzut de la distanță 2 ochi, era o mielușea, să știi că fata ta nu-i de aproape. Și fui exact din Suceava. Că așa a fost rânduit. Deci la unii durează, la alții mai simplu, pentru că depinde de multe lucruri. Pe unii testează Dumnezeu chiar atunci când căsătoresc, pe alții a testat mai înainte, pe alții testează mai târziu, depinde starea spirituală a părinților. Sunt multe elemente care se iau în calcul, dar cu Domnul vom fi biruitori. Nu vă lăsați necăjiți că alții tot vă întreabă, uite, discuți cu ăsta, nu discuți, că sunt oameni din ăștia care așa foarte ușor vorbesc, întreabă. Nu special vă spun asta la fete, nu trebuie să dați la toți oamenii care întreabă răspuns. Pentru că nu neapărat este nevoie de un astfel de răspuns. Și învățați-vă și apoi pentru viața de căsătorie. Atâția curioși sunt, vor să afle, nu ziua după noaptea care a rămas gravidă, că o zi înainte, nu rămâi la noapte gravidă. Apoi câți bani câștigă bărbatul? Ce câștigă la noapte? Ce ai făcut? De ce? Tu ești în domeniu? Te interesează? Pentru mine a fost dintotdeauna mare pasiune să nu satisfac curiozitatea neînțelepților. Vine într-o dimineață la noi o soră și întreabă, unde e soția? Zic, nu e acasă. Dar unde e? Că asta bărbatul trebuie să știe că unde e. Eventual dumneata întreb ce dorești. Spui ce dorești și îți răspund. Știți întâmplarea aceea că un rabin mergea pe tren și s-a apropiat de el un tânăr, dar l-a observat și a vorbit el în vagon până atunci. Zic, nu spuneți cât e ceasul. Și se face că n-aude. În fine, până la urmă ăsta s-a dus și îl întreabă altul, bă, de ce mi-ai spus, e ceasul, mare lucru, sau măcar să fi întins mâna, să vadă. Și da, tu nu l-ai văzut decât e parale băiatul ăsta. Ăsta vroia neapărat să intre în vorbă. Și nu a găsit altă ușă decât să mă întreabă cât e ceasul. Ăsta apoi m-a întrebat dacă unde stau, dacă am copii, eu am o fată, eu nu mint, mă trezeam că eu la port. Apoi mie întrebă unul ăsta care nu are nici ceas să vină la fata pe ții, dar nu vreau să am de-a face cu el. Deci este bine să ne rugăm să ne dea Domnul înțelepciune, amin? Eram cu niște tineri, când eram mai tânăr și era un băiat care, el zicea că nu poate povesti cu fetele numai dacă punea mâna pe ele, știi? Și noi studiam atunci darurile Duhului Sfânt, zice o fată așa foarte serios, zice, băi, și tu crezi că ai darul punerii mâinilor? Să știi că am darul deosebirii duhurilor. Și când vorbești cu mine, stai acolo. Și am urmărit în timp cum s-a căsătorit sărmanul. Da? Acum putem zâmbi, vorbim liber, dar după 10 ani, după 20 de ani să povestim. Atunci, am fost la o nuntă aici în Austria și îmi zice unul, când am ajuns la masă,
Vede așa că e mai plinuț. Zice, acum am ajuns aici unde mă pricep, îl cotește pe unul care era tot de talia lui. La care eu zic, e cam de vreme să-mi spui dacă te-ai priceput să mânci, când îi fii mai bătrân. Când peste vreo 20 de ani să-mi spui dacă te-ai priceput să mânci, sau atunci îi fii așa de bolnav, de întreba pe nenea doctor, asta am voie să mânc. Atunci să vezi dacă te-ai priceput să mânci. La fel, acum degeaba spui că eu mă pricep cum să iau pe băieți. Asta, cam peste 20 de ani, să-i spui fetei tale și dacă ea va fi suficient de cuvinte să te ascultă, cam așa trebuie vorbit cu băieții și cam așa trebuie abordate fetele. Doi băieți de la noi din adunare, unul în Europa, unul în America, m-au sunat plângând, spus, frate, spui la băieți să nu mai facă nimeni ce am făcut noi. Noi în tinerețe ne-am jucat, așa, flirtul a fost pentru noi un zâmbet, un ochi, așa, o clipită. Să cotic că se poate, așa, când la fanfarte și joci cu fetele. Au zis, ne-a bătut cel de sus. Unul era bătut într-un fel și altul într-altul. Zis, suntem aranjați pe toată viața, ni s-a dus fericirea, nu se mai zărește la orizont. Și mi-amintesc de unul din ei că el a stat undeva în gazdă la un apartament și îngrijea soția și ea i-a trimis un bilet. El i-a lăsat un bilet, ești așa de scump de n-am cum să nu te iubesc. Și acum i-au făcut acte să-l bagi în pușcărie și ca prin minune a scăpat. Mă zic, dar numai ești așa de scump. Da, a fost așa de scump de nu s-a răbdat până la nuntă. Și acum, când e normal să fie soț și soție, acum nu mai pot să fie. Pentru că duhurile, nu doar neînțelegerea, duhurile au izbit. Așadar, dragii mei, spun în încheiere, rugați-vă Domnului, țineți aproape cu familia, cu adunarea. Și dacă vă este dat de sus să pășiți în viața de familie, să pășiți cu demnitate, ca în ziua anunții să fiți binecuvântați. Umblați în lumină, ca să aveți parte de căldura soarelui. Nu umblați pe umbră, că știți care e sentința celor ce umblă la umbră? Întunericul. Să înseamnă răceală și lipsă de viața adevărată. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.